A început de la un simplu vis, de la o pasiune, dar s-a transformat într-o adevărată afacere dulce acrișoară. Este vorba de Irina Pompuș din satul Teleșeu, raionul Orhei, care deține o plantație de mure întinsă pe 1 hectar de pantă semiabruptă. Irina este biolog, iar pasiunea față de mărul sălbatic și cel agricol a descoperit-o fiind studentă. A mers la risc și a plantat câteva soiuri din care a învățat toate greșelile și toate specificațiile acestei culturi. Astăzi, Irina se bucură de o roadă frumoasă, de plante îngrijite cu cea mai mare dragoste și de tot timpul petrecut pe plantație. Ideea, de fapt, a fost foarte de mult. Din moment ce sunt biolog de specialitate, am lucrat, m-am axat pe studiul plantelor medicinale încă de când eram studentă. Murul era una din plantele mele de studiu, dar, de fapt, murul ăsta sălbatic, nu, care îl vedem în câmp. Și atunci, căutând informații despre murul sălbatic, cumva am găsit că există mur de cultură, pentru că nici nu se știa, nici nu se auzea tare atunci în Republica Moldova că există o astfel de cultură. De-a lungul timpului, Irina a reușit să creeze modalități proprii de îngrijire a plantelor de mur și a reușit să creeze un mediu favorabil culturii. Astfel, a creat un sistem de irigare din sursele proprii, a ridicat plantele pe spaliere și funie metalică și le îngrijește cum știe ea mai bine. Profitabilitatea acestei culturi este destul de înaltă, dar confruntându-ne cu toate problemele negative climaterice din ultimii ani, nu pot să zic că am ajuns la apogeul celor care e scris în carte că, uite, trebuie să ai un profit de 200 de mii la hectar. Eu nu cedez pentru că asta e marea mea dragoste și pasiune și nu cedez oricum o să fie sau nu o să fie profitabil. Cea care o ajută mereu este mama ei, Liliana, care a susținut-o de la bun început, iar acum ambele lucrează în câmp și îngrijesc cu dragoste nemaipomenită cultura de mur. Un biolog și un agronom au făcut echipa perfectă, iar rezultatele se văd an de an prin roada bogată, chiar dacă nu este considerată un apogeu. Fata de-am când m-a propus să înființeze, clar că am pus suportul și împreună, cum zice, îți place și specialitatea, atât plantele, natura, ne ocupăm în serios. Angajăm oameni la ajutor când e culesul. Atunci, pur și simplu, de-am roada, nu poți, că aici, că la curățit, cum îngrijim aici, tăierea este, asta doar nu-i urgent azi. Anume, în 2 zile să ieșim. Încet ușor, din toamnă și până așa. Da, când e producție, atunci e urgent să o leși unul singur și atunci apelăm la ajutor. Lumea în sat singur chiar să propun servicii. Irina nu a beneficiat niciodată de un grant sau oarecare proiect. Aceasta recunoaște că și-ar dori, doar că până acum nu a avut nevoie, iar acum se gândește la careva instalații pentru protejarea culturii sau procesare. Anul trecut cu carantina și nu doar cu carantina, realizarea a fost 100% la nivel național. Am participat activ la toate târgurile posibile și imposibile. Peste tot am fost prezenți, am lucrat cu livrări online, am mai dat o parte la procesare cu un preț tare amuzant și jalnic, dar asta a fost situația. Anterior se organizau exporturi prin companii intermediare, adică care colectau de la mai mulți producători. Noi suntem mai mulți, nu aici chiar fix în sat, dar în zonă suntem. Ne grupam cumva și colectam în aceeași zi, se aduna o cantitate demnă de export și se realiza exportul. Anul trecut nu a mai fost așa. Și de ce? Că din planuri viitor, dar am menționat că ne-am dorit poate o posibilitate de procesare, dar aici sunt probleme de ordin de nivel de certificări. Fiind printre primii producători de mură din țara noastră, Irina a reușit să învețe și pe alții despre pasiunea ei din băncile studenției. Astfel, zeci de voluntari se oferă la ajutor în plantație doar pentru ca aceasta să-i învețe toate micile ei secrete, datorită cărora plantația este sănătoasă și bogată în fructe. Ea mai desfășoară și lecții explicite pentru studenții de la școlile profesionale, dar și pentru toți doritorii. Datorită condițiilor din ultimii ani, mulți producători de muri au renunțat, însă Irina le rabdă pe toate și merge înainte, pentru că doar așa mai poate ține aprinsă pasiunea de atâția ani.